Da, dar aveți că ai încredere în el și tot cu Sorin pierzi timpul. Vă duceți hai în grădină, hai nu știu unde, hai acolo. Pierzi timpul, dacă ai spus asta. Că voi sunteți prieteni, cât se poate de vorbit despre prietenia asta? Am vorbit despre asta, despre... Păi și conexiune ați vorbit despre asta. Mereu despre asta, câte zile se poate vorbi despre asta? Ia, dar mă, s-au făcut toate justificările. Gata, nu, eu am spus tot. Acum, pași, vă rog, spre Costi, săracul. Dar mi-e milă de el. Bă, simt ca o mamă. Da. Care spune chestii. Dar dintr-o parte, spun dintr-o parte cum asta să arată. Se privește foarte straniu. Cum poți petrece atâta timp cu el. Timp prețios care poți să cunoști alte persoane. Cheltuie pe lămurii. Îi place lângă dânsul. Am vrut să... Dacă nu i-ar place, n-ar sta. Da. Am vrut doar să muresc, pentru că m-au deranjat chestiile astea și chiar am fost foarte supărată. Băieților. Gata. Gata? Da. Hai să vedem. Gata. Gata. Bine, tu ce ai de gând acum? Uite, eu vreau să-l chem și în cameră și de asta am vrut să vorbesc cu el în timp ce nu mă vede. Da. Pentru că, vezi, eu și când vorbesc, eu mai și râd, știi? O să zică, băi, fata asta face mișto de mine sau cine știe ce joculeț, știi? I-am vrut să-l fac să înțeleagă, băi, că chiar e real ce simt eu pentru el. Să-l fac să înțeleagă lucrurile astea. Și adică nu-i sigur că eu o să lupt cu el și o să-l obțin. Păi și aia zică, tu acum ce eu ai? Eu voi lupta pentru el, vreau să vadă că sunt... Și să vadă că nu sunt fals așa cum crede el acolo, că nu fac juculețe. Păi tu... Și că vom fi împreună sau nu? Măcar eu am încercat, pentru mine a fost o lecție. Niciodată n-am făcut, niciodată n-am luptat pentru nimeni. Asta e pentru mine, gen să lupt pentru cineva, e pentru prima dată. Larisa! Mergi la piscină! Mergi la piscină! Ce te-ai mirat așa? Mai era logică, ți fi tu. Eu! Hai să vedem. Nu, fata, vezi că nu-i voie, fata. Las-o și eu.
Cântum și casetofonul! Bravo, casetofonul! Bine, mă! Doamne, mă, eu nu ce mi-ai făcut, mă, nu ce taur! Da, așa, așa cere de iubită. Te ajut cu trandafir? Da. Lasă că să iau. Nu, că e să-i mei. Da. Să nu e niciunul, măcar. Nu, 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 iau. O să-i păstrezi. Vreți să mai vorbiți sau vă las? Rămân datorul. Hai să vă spun o dată. Mă las așa, poate. Vreau să mai discutați câte ceva. Stai. Deci, Doamne, măi, dar m-ai surprins. Da. Și Ionuț. Ionuț, da, nu mai zic, clar. Tu așa faci tot timpul? Nu, așa am simțit acum. Am văzut că toți băieții au pregătit ceva pentru fete și am zis că eu de ce să fiu mai precios. Mai asta o persoană care merită. Ce drăguț! Mamă, casetofonul ăla a fost extraordinar! Bă, ce blan ai fost! Bravo, frate! Bravo! Bravo. T-auzi bine? Bravo! Da, 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 și hai, și buton de play! Șefule, bravo, 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 bă! Ursul meu! Văd că ai buton de play, ai și volum că te-aș da pe mâna! Ai și volum că te-aș da pe mâna! Hai, mă, să-l îmbrățiși eu pe ăsta! Hai, bă, ne-n mâna!